Bun găsit! Premierul Victor Ponta a anunțat că unul dintre proiectele importante ale actualei guvernări este finalizarea proiectului autostrăzii Transilvania, tronsonul sub placul de Barcău, Borș. De altfel, și deputata Aurelia Cristea, membru al Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților, a adăugat că realizarea acestui tronson a devenit un obiectiv prioritar al puterii. În consecință, guvernanții au alocat peste 1 miliard de lei pentru acest proiect în următorii 3 ani. Pentru tronsonul Turda, Târgu Mureș, există finanțare din fondurile de coeziune. Trebuie cheltuiți și acei bani până în 2016. Tronsonul Gilău sub placul de Barcău este deja studiat și există discuții serioase pentru construire în parteneriat public-privat. De asemenea, lucrările la porțiunea Turda-Sebeș vor fi atribuite în această lună, a completat Aurelia Cristea. Potrivit deputatei PSD, autostrada Transilvania este inclusă în programul România 100, care cuprinde prioritățile de dezvoltare a infrastructurii și vizează conectarea tuturor zonelor istorice din România, între ele prin autostrăzi. Proprietarii de domenii de internet.ro vor plăti o taxă anuală de reînnoire, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Față de practica existentă, proiectul vizează modificarea taxei unice pentru înregistrarea domeniilor .ro în taxă anuală. În acest sens, taxa anuală de înregistrare și reînnoire a unui nume de domeniu .ro se stabilește la propunerea registrului, prin ordin al Ministrului pentru Societatea Informațională, și poate fi plătită anual sau în avans pentru maxim 2 ani. Autoritățile propun în acest moment ca numele de domenii .ro să fie înregistrate pentru o perioadă determinată de minimum 1 an, care ulterior poate fi prelungită prin reînnoire. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!